Un nou episod din seria de Road to Glory. De asemenea, un nou icon pack. Hai să prindem un jucător bun. Da, salutare și bine m-am găsit la un nou videoclip din seria noastră de Ultimate Team. Băieții de la eSports au băgat aici un super SBC Base Icon Max 89 Player Pack. Și avem cerințe chiar mici la acesta. Avem o echipă de 86 și o echipă de 83 pe care trebuie să le completăm. Și de asemenea mai avem câteva pachete interesante aici, desigur. O să luăm și un 86x3 sau 87x2, pentru că am completat aici nivelul maxim la sezon și o să iau un 87x2. Deci două pachete bombă în acest episod, plus multe altele, desigur. Dar și-a reușit să fac icon pack-ul ăsta minunat, maxim 89. Și până să-l deschidem, mai avem aici niște pachete interesante, frate. Așa că mergem prima oară cu niște premium gold pack-uri. Avem 3 mari și late. Ok, și avem Elveția CM. Este de la Sevilla, habar n-am cine e. Ceaca cine este? Nu e sou. Mergem mai departe, încă un premium gold pack, frate. Ok, Fania, left back, cred că este Jordi Alba, nu, de la Chelsea, cred că e Cucurea. Da, îl avem aici pe Cucurea, cu părul lui nebun. Încă un pachet ăsta la premium gold pack, cred că este ultimul din episodul de astăzi. Și avem Anglia, right back, Walker, poate? Nu. De la Chelsea este Reece James, cred. Nici măcar ăla, frate, vine Charles. Mai departe avem un gol prin respect, 12 jucători, unul rar în acest pachet minunat. Nu avem șanse foarte mari să prindem ceva șmecher. Cred că vine Edin Dzeko de la Fenerbahce, da. Am avut dreptate, Edin Dzeko a venit. Ok, mergem mai departe la un mix prin respect, din nou pachet destul de slab. Și mi-l dă pe Luke Shaw, 82, cred. Nu, 83, e bine. Și acum încep pachetele alea, șmecher rău de tot. Prima oară mergem cu un 82x2, 2 jucători 82+, plus, care s-ar putea să fie chiar bun, Germania. Left back vine de la Bayern München. Habar n-am, cred că e fată. Poate e walkout, cine știe. Nu, e doar 82 Simon. De 82 în 82 plus, nu prea merge așa. Prime Electrum, player spec, 12 jucători, 6 gol, 6 silver, 6 rari, 80 plus garantat. Cred că dacă ar fi să-l cumpere ar costa undeva la 20 de ca pachetul ăsta. Și vine Portugalia, CM, Bernardo Silva, cred, nu? Dar mai am o dată untradeable. O să trebuiască să-l băgăm la un SBC sau să-i dau quick, să nu știu ce să-i fac, frate. Asta e nașpa, că primesc foarte mulți jucători duplicate. Trebuie să-i recuperez, dar poți maxim 5 pe lună și n-ai unde să-i bagi, la ce SBC-uri să-i bagi în primul rând. Ca să deschizi pachetele următoare trebuie să dai quick-sell, așa că Bernardo Silva, îmi pare rău, îți dau quick-sell. Small rare gold player spec, frate, 82 plus garantat, 6 jucători, 5 rari, ok, Spania, left mid, de la Real Sociedad, cred că Oyarzabal, bănuiesc, cât mai are? 83. Ok, 2 prime gold player spec, 12 jucători, 6 rari, 82 plus garantat în acestea, măcar un Oca vreau din astea două, dar un Oca pe care nu-l mai am. Ok, Slovacia, cred că e Oblak, da, bine, Oblak, 89 Oblak, bine, da, asta zic, da, băieți, vine, a, nu, 88 are. Un car bun, un fodor foarte bun. Două caut-uri până acum, mai avem un prime gold player spec, băieți. Hai să vedem, 82 plus garantat și în acesta. Spania, goalkeeper. De Gea? Nu, că De Gea nu cred că e în FIFA, ok? De la Barcelona cred că e fata cel mai probabil. Și cred că e tot o caut, nu? Da, 87, Sandra Panos. Probabil să o mai am o dată, cred. A, ba nu, e bine că nu mai avem. Și vine și Gulag și de asemenea. 3 walkout-uri până acum și vor mai urma încă 2. De fapt încă 3 dacă ar fi să luăm și iconul. Avem un 87x2. Hai să vedem cât de OP e pachetul ăsta, frate. 2 jucători 87 plus, walkout garantat. Hai cu Mbappé ăla. Mbappé team of the week. Și... Wow! Aoleu, Chile! Cine naiba e? Cred că e fata, nu? Da, vine Endler, dar în spate vine Ederson. 88 Ederson cu Endler. Merge, să zicem, 2 portari. Nu mai avem o dată, trebuie să-i dăm cu Excel. Asta e partea nasoală, n-avem ce să facem. Și acum avem Base Icon Player Pack-ul ăsta, maxim 89 în acest pachet minunat. Și o să dăm un mare no-look pack, adică nici voi nu o să vedeți, o să vă pun ecranul negru, nu știu ce o să fac, o să vă pun doar facecam-ul meu. Eu o să mă întorc așa frumos și o să deschid pachetul, băieți. Dar că am trebuit să-mi pun căștile sau și eu dacă îl bag în club sau nu. Poate îi dau cuisele din greșeală. Bă, cred că l-am băgat în club, habar n-am. Și acum o să facem ruleta, frate. Practic o să mergem aici, o să dăm în funcție de naționalitate, o să selectăm desigur icon, unde e iconul? Acum nici nu cred că pot să selectez icon. Îi dăm special, frate, și o să dăm în funcție de naționalitate și vedem ce icon pică, efectiv. Ok, și o să începem prima oară cu țările astea mai slabe, frate. Ok, o să selectăm prima oară Ucraina, dacă ar fi să pice ucrainean ar fi Shevchenko și sper că nu pică Shevchenko și...
Nope. Ok, e bine că n-avem Șefcencu. La Țara Galilor avem Iarăși, din nou un jucător destul de slab. Așa că dăm pe Țara Galilor și sperăm că nu e Iarăși. Nope. Ok, nu e Iarăși. Perfect. Deci fiți atenți ce avem la Scoți. Avem Kenny Dalglish, 89 rating, 1.600.000. Dacă pică Dalglish aici ar fi forț. Haide mă, vreau să văd Dalglish. Și... oh, m-am speriat că zic că vine Dalglish, însă aveam deja alt car special, era Thomas asta. La Serbia îl avem pe Vidic. Nu prea l-aș dori, 200.000, sincer aș vrea ceva mai bun decât Vidic. Când să mai spun dacă e Vidic, Sărci? Nope. Nu e Vidic, ok. La Suedia îl avem pe Larsson, din nou slab, sperăm că nu pică Larsson. Ok, era Ljungberg aici, e bine că nu e Larsson. La Irlanda îl avem pe Roy Keane, din nou sperăm că nu e Roy Keane. Și? Nope. Nu e bine, e perfect. La România desigur că avem pe Gheorghe Hagi, însă n-are cum să apară de două ori pentru că l-am băgat în club. O să dăm așa și l-avem pe Gheorghe Hagi, pe ăla pe care l-aveam deja. La Rusia e și n-are cum să pice că e 92. Da, și la Mexic pot pica doi jucători, l-avem pe Hugo Sanchez și pe Luis Hernandez. Hugo Sanchez chiar n-ar fi rău, însă Luis Hernandez ar fi mare el. Bă, n-aș vrea Mexic. Hai să vedem. Nope. Ok, n-avem Mexic, perfect. La coasta de Filde și l-avem pe Didier Drogba. Poate să pice Drogba? Nu poate să pice Drogba? Nope. Ok, n-a picat Drogba. Puh, la Danemarca e cam jale, avem Schmeichel și Laundrup. Sperăm că nu e niciunul dintre ei. Și? Nope. Mamă, bine. La Ghana l-avem pe Sien, care chiar n-ar fi rău, frate, Sien. Și? Oh, nu e Sien, era Gicu, m-am speriat. De fapt, era chiar bine dacă pică. Mamă, și fiți atenți ce avem la Camerun, unul dintre cei mai buni jucători care pot pica. La Camerun l-avem pe Eto. 1.800.000 costă. Doamne, ăștia să văd aici jucători. Vreau să văd jucători de la Camerun, băieți. Haide, mă. Eto. Mamă, și sper să nu văd Croația, că dacă Croația avem sucăr. Sper să nu văd Croația. Po, am văzut Croația, dar am văzut Modric, e bine. La Cehia avem Nedved și Petr Cech, amândoi destul de slăbuți, însă n-ar fi chiar așa rău, se poate și mai rău decât ăștia doi. Și e bine că n-avem Cehia. La Bulgaria avem Stoichkov, frate, 600.000 cost, atacant ar fi bun la echipă Stoichkov. Și hai să vedem dacă e Bulgaria, chiar n-ar fi rău un Stoichkov. Nope. Nu e. Ok, și au mai rămas cele top 9 națiuni, frate. Desigur avem un jucător din astea top 9 națiuni. Ok, și cei mai slabi jucători sunt de la Argentina. Cred avem Veron, Crespo, Riquelme și Zanetti. Cel mai bun Zanetti, restul 3. La restul 3 le dăm cu X dacă pică. Sperăm totuși că nu e Argentina. Ok, era Crespo, bine m-am scăpat. Era Crespo aici. Ok, la Olanda ce putem să luăm? Van Nistelrooy, Koeman, Van der Sar care ar fi bun, Van Persie bun, Seedorf Naishpa, Kluivert Naishpa, Rijkaard decent. Bă, n-ar fi rău Olanda, dacă ar pica desigur Van Persie sau Van der Sar. Hai să vedem dacă avem sau nu Olanda. Nope. N-avem Olanda, ok. Bă, și eu prezic că Italia o să avem, frate. La Italia avem Cannavaro, Nesta, Zola, Zambrotta ar fi bun, Gattuso cel mai prost. Un Zola de la chiar n-ar fi rău, frate. Hai să vedem dacă avem sau nu Italia și... Nope. Nu avem Italia. La Portugalia poate pica doar Figo, frate. 500.000 costă Figo și chiar n-ar fi rău. Este sau nu Portugalia? Nu. Nope. Este. Băi, Vere, rămân la ultima. La Spania avem jucător bun ca și Fernando Torres. Avem un Butragueño, avem cam atât. Mai Puyol care e decent. Dacă ar pica Hierro sau Xabi Alonso ar fi nașpa. Haide mă, hai cu Fernando Torres. Spania? Eram orat aici, ok. Deci cred că avem Germania, Franța, Anglia sau Brazilia. Astea patru au mai rămas. Și la Germania avem Philipp Lahm, Schweinsteiger, Klose sau Balak. Cam singurul el mare ar fi Klose. În rest jucătorii sunt decenți la Germania. Și avem Germania? A picat Klose. Mare el, băi frate. Din atâția jucători germani mi-era dat pe Klose. Da, n-avem ce să facem cu Klose, desigur. Chiar n-avem ce să facem cu el. Așa că de supărare nici meciuri nu mai dau la Division Rivals, că m-am supărat rău de tot. Și pe ăsta a fost clipul, băieți, cu ruleta la Icon, pe acolo. Sper că v-a plăcut clipul. Nu uitați să lăsați un like dacă mai vreți clipuri de genul. O să mai facem pe viitor, desigur, dacă mai avem Icon SBC-uri. N-am noroc deloc, bă. Sper că v-a plăcut clipul. Like, subscribe. Eu am fost Gianni, v-am pupat.